Evenimentul organizat la Teatrul Anton Pan, în prezența președintelui filialei Vâlcea, deputatul Cristian Buican, a vicepreședintelui regional Gigel Știrbu, a lui Adrian Miuțescu, președintele PNL Argeș, a doctorului inginer Nicolae Jivan, membru fondator al PNL Vâlcea, și a senatorului PNL Vâlcea Romulus Bulacu, a fost conceput ca un omagiu adus fondatorilor, gânditorilor și oamenilor de acțiune care și-au asumat valorile și principiile liberale. Prezent a fost și veteranul de război Emil Vețeleanu, ajuns la 101 ani. Dragi colegi liberali, doamnelor și domnilor, astăzi, 14 februarie 2020, ne-am strâns cu toții membrii și simpatizanți liberali în sala Teatrului Anton Pan din Râmnicu Vâlcea pentru a aduce un omagiu celor care acum 30 de ani au repus la Vâlcea bazele partidului care se confruntă cu istoria modernă a României, Partidul Național Liberal. Suntem cu toții datori celor care acum 30 de ani, mânați de datoria față de țară și înaintași, au avut curajul și inspirația de a reînființa cetatea politică în care locuim astăzi, filiala Vâlcea a Partidului Național Liberal. Dragi colegi liberali, 30 de ani de provocări, de iluzii și deziluzii, de intensitate și emoție, de tristeți și bucurii, de eșecuri și succese. O astfel de emoție intensă simt astăzi, alături de voi, dragi colegi. Iar la acest aniversar rememorăm acești 30 de ani și răsfoind paginile pline de informații, culese și așezate cronologic, cu maestrie, de domnul profesor Oane, am un sentiment de împlinire pentru că în ciuda multor încercări, Partidul Național Liberal scrie în continuare cu mândrie pagini de istorie. PNL este o destinație pentru oameni drepți. În cadrul evenimentului a fost lansat și volumul intitulat Cronica liberalismului vâlcean, semnat de profesor dr. Sorin Oane. Eu vreau să vă felicit de mai multe ori, evident, pentru cei 30 de ani de istorie nouă. Nu a fost ușor. Știu că în primii ani, dacă spuneai că ești liberal, puteai să iei și bătaie. Acum lucrurile s-au schimbat, ați câștigat alegeri de toate felurile, locale, parlamentare, europarlamentare, prezidențiale. Ați avut, aveți senatori, deputați, secretari de stat. Domnul Cristian Buican este de atâta timp secretar al Camerei Deputaților, cu care nu este puțin. Deci ați parcurs un drum foarte frumos. Trebuie să vă felicit și pentru cei 145 de ani, o să împliniți de curând. Chiar când am terminat cartea, m-am gândit de ce n-am făcut eu un top al celor mai importante realizări ale liberalismului vâlcean din toate timpurile. Ar fi fost foarte interesant, dar dacă vreți să-l fac acum, în fața dumneavoastră. Liberalismul vâlcean chiar are ce să spună unii. Deci, cred că pe primul loc a spune evenimentul care a fost invocat aici, aducerea prințului străin în 1866 s-a făcut într-adevăr cu banii Piei Preșoian. Partidul Național Liberal a fost înființat oficial pe 24 mai 1875, când un grup de liberali, printre care Ion Cebrătianu, Mihail Cogălnicianu, Age Golescu, Ghe Vernescu, Tache Anastasiu, au pus bazele formațiunii politice care avea să marcheze istoria României moderne. Originile mișcării liberale trebuie însă căutate cu mult mai devreme în perioada pașoptistă, momentul 1875 constituind doar instituționalizarea și coagularea unor grupări care existau deja pe scena politică. După 1866, liberalii au jucat practic rolul principal
participat în procesul de modernizare a țării. Primul președinte al PNL a fost Ion Cebrătianu. În 1877, în timpul guvernării liberale, România și-a proclamat independența.